Ali Baba și cei 40 de hoți, după o poveste populară arabă. Au fost odată într-un oraș din Persia doi frați pe nume Ali Baba și Kasim. Primul, sărac lipit pământului, trăia cu soția sa de pe o zi pe alta într-un bordei, adunând lemne din pădure și vânzându-le la târg. Cel de-al doilea însă se însurase cu o femeie bogată, trăia într-o casă frumoasă și era negustor de covoare, îmbogățindu-se pe zi ce trecea. Într-o zi, în timp ce aduna lemne din pădure, Ali Baba a auzit brusc o ceată călare, foarte zgomotoasă, apropiindu-se în galop. Înspăimântat, se urcă într-un copac și câteva clipe mai târziu văzu înșiruindu-se sub el o bandă de 40 de bărbați înarmați, tâlhari la drumul mare. Văzându-le chipurile înfricoșătoare, Ali Baba n-a avut nicio îndoială. După ce descălecară cu toții, căpetenia lor, o namilă cu înfățișare sălbatică, se îndreptă, urmat de ceilalți, spre peretele de stâncă al unui munte, ce se înălța în apropiere. Cu brațele deschise strigă: "Sesam, deschide-te!" Ali Baba nu-și crezu ochilor. După cuvintele hoțului, stânca se dădu la o parte, lăsând la vedere o peșteră adâncă în care hoții intrară cu niște saci. Ali Baba, năucit, nu se mișcă din ascunzătoare. Ascultă glasurile hoților răsunând în peșteră până când toți ieșiră și căpetenia strigă din nou spre stâncă: "Sesam, închide-te!" Peretele se închise ca prin farmec, iar hoții încălecară și plecară. Ali Baba coborâ din copac, încă tremurând de frică. Aproape fără să-și dea seama, șopti: "Sesam, deschide-te!" Dar peretele nu se mișcă. Rosti atunci mai tare cuvintele fermecate și dintr-o dată stânca se dădu la o parte. Ali Baba aprinse o torță și în fața lui se dezvălui priveliștea uimitoare a unei comori uriașe îngrămădite în peșteră. Bietul tăietor de lemne, năucit de vederea tor bogății, își spuse în sinea lui: "Iau câteva monede, n-o să-și dea seama nimeni," și umplu 4 săculeți. Seara, când ajunse acasă, încuie bine ușa și răsturnă monedele în fața soției sale, care îl privea mirată. "Numără-le," îi spuse el mândru și îi povesti tot ce văzuse. Oricât încercară, nu-i zbutire să numere monedele, căci erau prea multe. "Nu o să putem niciodată să le numărăm pe toate. Du-te la fratele meu și cere împrumut o baniță de cântări grâul, să încercăm cu ea," spuse Ali Baba. Când soția lui Kasim auzi ce îi cerea, deveni curioasă. "Ce ori fi vrând să cântărească?" și puse puțină zmoală pe fundul baniței. Când mai târziu privi banița înapoi, găsi, așa cum sperase, o monedă prinsă în smoală. "O monedă de aur? Dar parcă erau săraci lipiți." Femeia se duse iute la soțul ei. Kasim se mânie din calea afară: "Cum îndrăznește fratele meu să aibă monede de aur?" și porni de îndată spre el să-i ceară socoteală. Ali Baba, cu inima deschisă, îi povesti totul și rugă să nu dezvăluie nimănui secretul. Kasim făgădui, dar apoi îi povesti totul nevestei sale și porunci slujitorilor să pună șaua pe 10 catâri puternici pentru a doua zi dimineață. "Voi deveni și mai bogat, chiar foarte bogat," se gândi el și se culcă.
Zorii încă nu se mijiseră când Casim se îndreptă cu caravana lui spre locul indicat de fratele său. Găsi peretele de stâncă și după ce rosti cuvintele fermecate, intră în peștera Comorii. Simțea cum inima îi bubuie în piept în timp ce îngrămădea în coșuri cele mai prețioase obiecte care îi cădeau în mână. Lăcomia îl copleși și pierdu mult timp, alegând tot ce voia să ia din peșteră. Din nefericire, hoții se întoarseră și văzând intrarea deschisă și catârii, așteptând afară, se nepustire înăuntru cu săbile trase. Petul Casim fu descoperit și ucis. Trupul tăiat în bucăți îl atârnară în semn de avertisment la intrarea în peșteră. Timp de 2 zile, soția lui Casim își așteptă în zadar soțul, până când, cuprinsă de griji, dădu fuga acasă la Ali Baba. Îi povesti unde plecase bărbatul ei și ceru ajutor. Ali Baba dădu din cap supărat. Înfăgăduise că nu, dar lua apoi un catâr și se duse la peșteră. Când văzură mășițele bietului Casim, începu să plângă de spaimă și durere. Mult mai târziu găsi curajul să le înfășoare într-un covor pe care îl legă de samarul catârului. Când află ce se întâmplase, nevasta lui Casim muri de inimă rea și Ali Baba se mută cu familia în palatul fratelui său, unde o cunoscu pe Margantina, o slujitoare credincioasă și isteață. Ea îl învăță cum să pună la loc bucățile sărmanului trup ca să-l poată îngropa cum se cuvine. Mustafa, cizmarul, se învoi să facă munca în schimbul unei răsplăți. Va trebui să trec la ochi. Nu trebuie să știi unde te duc, îi spuse Margantina cizmarului. După ce și-a făcut treaba cum se cuvine, Mustafa fu însoțit tot legat la ochi în atelierul lui și răsplătit cu un săculeț de monede de aur. Între timp, căpetenia tâlharilor, descoperind dispariția mortului, înțelese că aflase cineva de comoara din peșteră. Furios își puse unul din oameni să îi scodească în oraș. Soarta și o gaură în cizmă îl duseră pe hoț la prăvălia cizmarului și acesta îi povesti nou venitului ce noroc nemai văzut dăduse peste el. Și după ce am cusut totul la loc, mi-au dat un săculeț cu monede de aur. Dacă mă duci acolo unde ai avut de lucrat, vei mai avea unul la fel, îi propuse imediat hoțul. Mustafa era în culmea fericirii, dar cum să găsească o casă pe care nu o văzuse, pentru că se dus cu ochii legați? Am să te leg din nou și caută drumul cu pasul până ai să-ți amintești direcția bună. Spre norocul lui și al hoțului, Mustafa era foarte priceput. Iată, aici ar trebui să fie, spuse el. Mustafa își dădu jos legătura de la ochi. Se aflau chiar în fața palatului lui Ali Baba. Hoțul făcu o cruce roșie pe poartă și dădu fuga la căpetene să-i dea vestea descoperirii lui. Deja se însera și Margantina se întorcea acasă când văzut semnul neobișnuit. Bănuitoare făcu și alte cruci roșii pe porțile vecine. În toiul nopții, hoții sosiră să se răzbune, dar se opriră încurcați. Care era poarta bună? Margantina, fără să știe, își salvase noul stăpân de la moarte sigură, iar căpetenia hoților porunci să fie ucis de îndată hoțul care îi dusese de nas. Sunteți niște prostănaci, bun de nimic. O să mă duc eu însumi în oraș, spuse el. Așa că se îmbrăcă în negustor și se duse să-l caute pe Mustafa. Cizmarul, bucuros de o altă învoială, îl însoți din nou la casa lui Ali Baba. Căpetenia ținu minte strada și casa, apoi trimise 2 hoți să cumpere un car și 39 de vase uriașe. În ele i-a ascunse pe bandiți,
rămași 38 după uciderea tovarășului lor. Vasul gol fu umplut cu ulei și încărcat în car împreună cu celelalte. În cele din urmă, căpetenia hoților porni spre oraș. Era târziu când ajunse în fața casei lui Ali Baba și acesta îl întrebă imediat: „Pot să vă ajut cu ceva?” „Sunt un negustor de ulei și mâine dimineață de vreme trebuie să fiu la târg. De acum e târziu și sunt obosit. Nu mai putea găzdui cumva?” Ali Baba îl primi cu căldură și porunci slugilor să bage în curte carul negustorului. După masă, hoțul ieși din casă, prefăcându-se că verifică dacă nu cumva se spărsese vreun vas în timpul călătoriei. Și atunci își înștiință tovarășii să fie pregătiți în timpul nopții să iasă la semnalul stabilit. Seara târziu, toată lumea dormea. Doar Morgantina rămăsese să deretice prin bucătărie. Îi trecu prin minte să guste din uleiul negustorului și ieși în curte. Abia dăduse la o parte capacul din primul vas când auzi un glas temător care întreba: „A venit momentul?” Femeia mormăi de îndată: „Nu încă, mai târziu.” Păți același lucru de 38 de ori, dar când ajunse la vasul plin cu ulei, slujitoarea, care era o femeie voinică, îl târâ în bucătărie. Îl goli într-un ceaun pe care îl lăsă pe foc până când uleiul se încinse. Apoi se întoarse în curte cu o ulcică și vărsă ulei încins în fiecare din cele 38 de vase. Hoții fură astfel uciși, unul câte unul, și Morgantina se ascunse într-un colț și așteptă. După un timp, căpetenia coborâ în curte să dea semnalul de atac, dar pe măsură ce sălta capacele, își dădea seama că oamenii lui erau morți și simți cum spaima pune stăpânire pe el, fugind noapte ca o fiară hăituită, întorcându-se singur și tulburat în ascunzătoarea sa. A doua zi dimineață, slujitoarea îi povestei lui Ali Baba, care asculta buimăcit cele întâmplate în timpul nopții. Ali Baba se gândea că nu va mai avea de ce să se teamă, dar cu trecerea timpului căpetenia hoților își reveni din spaima trasă și setea lui de răzbunare crescu. Se hotărâ să se folosească de șiretenie. Se îmbrăcă în negustor de covoare și se apropie de Tabit, fiul lui Ali Baba, și reuși să-i câștige simpatia și încrederea. „Ți-a vândut covoare minunate la un preț foarte bun”, îi spuse Ali Baba fiului său. „Invită-l la noi acasă.” Când veni să-l servească pe oaspete la masă, Morgantina a avut întâi o bănuială, apoi fu pe deplin încredințată. Negustorul și hoțul erau unul și același. Se întoarse în bucătărie fără să spună nimic, dar când trecu pe lângă Ali Baba la masă, îi ceru voie să danseze în cinstea oaspetului la sfârșitul prânzului. „Dacă îți face plăcere, de ce nu?” în convință acesta cu blândețe. După servirea cafelei, fata veni înfășurată în văluri unduitoare, în sunet de tamburină, dar ținând strâns în mâna dreaptă un pumnal. Când termină dansul, înfipse cu putere tăișul strălucitor în pieptul negustorului prefăcut. „El este banditul, l-am recunoscut, uitați-vă bine la el.” Încă o dată Morgantina îi scăpase pe toți. „Cum aș putea să-ți mulțumesc, scumpă Morgantina? De astăzi nu vei mai fi sclavă, ci vei trăi ca o femeie liberă în casa noastră.” Iar Ali Baba rămase singurul cunoscător al secretului comorii, pe care o drămui cu înțelepciune mulți ani.